Bună ziua, vă salută Tatihna. Văzând acest accesoriu, cred că ați înțeles deja că astăzi vom lucra un portofel. La cererea dumneavoastră vom face acest tutorial. Pe site-urile de Facebook veți găsi, sau în magazinele de specialitate veți găsi aceste închizători pentru portofele. Click-clack, cum se numesc aici. Ele au diferite dimensiuni, diferite culori. Dumneavoastră doar puteți alege cel care vă place în funcție de dorința dumneavoastră. Voi folosi acest fir tip cordon, este un fir din bumbac, și voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. Mai întâi și mai întâi, dumneavoastră va trebui să măsurați dimensiunile accesoriului dumneavoastră. Al meu are o lungime de 12,5 cm. Și ce vom face? Vom începe punând ochiuri de lanț, atât cât să acoperim latura mai îngustă a accesoriului nostru. Deci vom face ochiuri de lanț simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am ales să fac acest tip de fund, să-l numim așa, deoarece nu toate dispuneți de acest tip de fir. Veți lucra cu firul de care dispuneți dumneavoastră. În momentul în care am ajuns la un număr de ochiuri egal cu dimensiunea acestei laturi, voi face un ochi de lanț și voi intra, vedeți, în cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet și voi face piciorușe scurte. Vom face rânduri de piciorușe scurte înainte și înapoi, atât cât ne este necesar să acoperim întreaga suprafață a închizătorii noastre. Deci continuăm cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Așa cum spuneam, puteți folosi firul de care dispuneți dumneavoastră. Chiar dacă este mai gros sau dacă este mai subțire, veți adapta în funcție de închizătoarea dumneavoastră. Astfel se poate obține un frumos portofel care poate fi făcut cadou sau care poate fi comercializat, mai ales că în curând va veni 8 martie. Deci am făcut primul rând de piciorușe scurte, măsurăm încă o dată, este dimensiunea corectă, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și voi face rânduri de piciorușe scurte înainte și înapoi, până când, așa cum spuneam, vom acoperi întreaga suprafață a accesoriului nostru. După ce am lucrat rândurile necesare, vom măsura cu dispozitivul de închidere. Vedeți, trebuie să fie aproape exact. Îmi lipsește aici un rând. Însă, ce vom face în acest moment? Deci, am terminat acest rând și voi face de jur împrejur un rând de piciorușe scurte, însă în fiecare colț voi face o mulțire. Deci piciorușul care este aici colț, voi face cel de-al doilea. În felul acesta îi dăm forma pătrată și continuăm cu piciorușe scurte, de jur împrejur. În momentul în care vom ajunge la celălalt colț, din nou vom face o mulțire și continuăm în felul acesta. Vreau să ajung până în colț să facem o mulțire. După care vom continua, bineînțeles. Deci, piciorușe scurte, de jur împrejur,
prinde toate. În felul acesta continuăm. Eu lucrez foarte strâns, de aceea mintră greu croșetul. Lucrând strâns, nu va fi nevoie să pun căptușeală. Dar se poate pune, nu este o problemă. Deci, după cum vedeți, imediat ajungem la capătul rândului. Un picioruș, aici este ultimul picioruș scurt de la capătul rândului. Am făcut piciorușul, îl voi face pe cel de-al doilea, după care voi continua din nou cu piciorușe scurte până în colțul următor. În colțul următor, din nou voi face două piciorușe scurte în ultimul, deci voi face o mulțire. Astfel dăm forma necesară pentru a continua apoi cu modelul. Ați văzut modul în care se continuă. Hai să mai vedem și la colțul următor, după care vom lucra singure. Deci imediat ajungem la colț. Am ajuns. Am făcut piciorușul scurt și îl voi face și pe cel de-al doilea, iar de acum vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, de acum vom începe modelul, care va fi în felul următor. Un picioruș scurt, un oi de lanț, firul pe croșet. Vom intra în corespondența aceluiași picioruș și vom face un picioruș dublu. Continuăm. Vom sări 1, 2, deci sărim 2 piciorușe. Vom intra în corespondența celui de-al treilea și vom face piciorușul scurt, ochiul de lanț, firul pe croșet. În corespondența aceluiași picioruș vom face piciorușul dublu. Și din nou sărim 2 piciorușe, intrăm în corespondența celui de-al treilea, piciorușul scurt, ochiul de lanț, firul pe croșet, vom face piciorușul dublu și vom continua, sărim 2 piciorușe, intrăm în cel de-al treilea. În felul acesta noi vom lucra pe întreg parcursul rândului. Deci mai repet odată, piciorușul scurt, ochiul de lanț, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș vom face un picioruș dublu. Noi vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Vom continua numărând ochiurile de lanț și lucrând în același mod. Deci avem 1, 2, sărim 2 ochiuri de lanț, intrăm în cel de-al treilea, 2 piciorușe, scuzați. Și am făcut piciorușul scurt, ochiul de lanț și piciorușul dublu în continuare. În corespondența aceluiași picioruș și din nou vom sări 1, 2, vom intra în cel de-al treilea, vom face piciorușul scurt, ochiul de lanț și piciorușul dublu. În felul acesta vom lucra de jur împrejur. Veți vedea că modelul este foarte frumos, foarte atrăgător și, bineînțeles, în momentul în care veți lucra cu un fir un pic mai moale, un pic mai maleabil, se va așeza în alt mod. Deci continuăm și vom lucra de jur împrejur acest model pentru înălțimea dorită de noi, pentru a realiza portofelul nostru. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă modelul. Vom continua singure. După ce am ajuns la înălțimea dorită de noi, uitați-vă cât de frumos se prezintă acest model. Vom continua. Lucrând ultimul rând, vom face piciorușe scurte în becluc. Deci am făcut aici piciorușul scurt, ochiul de lanț, voi face piciorușul dublu, în felul acesta.
După care, din nou voi sări două piciorușe, voi intra în cel de-al treilea și voi trage firul în felul acesta. Exact ca și cum am închide rândul, astfel, ca și cum am închide lucrarea, astfel am închis acest rând. După care voi continua, voi lua doar cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș și voi face piciorușe scurte de jur împrejur. Pentru a nu uita locul de unde am pornit, vom pune firul despărțitor. Deci, aici am pornit cu piciorușele scurte în beclub. Și vom continua în felul acesta până când vom ajunge la semnul pe care l-am pus aici. Am ajuns la capătul rândului, după cum vedeți, aici voi face ultimul picioruș scurt în beclub și voi închide rândul în felul acesta. Voi face modul în care să nu se observe unde am închis. Acum vom ascunde capătul de fir. Tăiam felul acesta și îl voi ascunde cu croșetul. După ce am ascuns capătul de fir, vom pune lucrarea noastră în două și cu crămițele vom fixa jumătățile lucrării în modul în care totul să fie perfect. Deci, în felul acesta am fixat jumătățile. Acum vom lua închizătoarea, o vom fixa în felul acesta, vom fixa în modul în care partea aceasta să fie exact pe mijloc, pe partea de mijloc. Vom aranja astfel. Și acum urmează să coasem. Eu am pregătit deja un fir cu ață, un fir rezistent, un fir de bumbac. Voi începe să cos de aici, de la mijloc. Aici voi introduce acul și îi voi da siguranță. Voi face în modul în care dumneavoastră să puteți vedea. Deci, exact pe mijloc, eu voi introduce acul și voi face un nod. Să nu puneți firul prea lung, pentru că vă veți încurca în fir. Voi face și cel de-al doilea nod. În felul acesta. După care voi începe să cos. Deci aici este mijlocul. Voi face câteva cusături ca să ajung pe partea unde sunt găurelele și vom începe, după cum, nu știu dacă veți reuși să vedeți, să coasem cu acul. Voi intra într-o gaură, da? În una, nu. Voi coase în felul acesta. Voi sări. Ca și cum am înseila. În felul acesta vom coase, de jur împrejur. În momentul în care vom ajunge la cealaltă jumătate, bineînțeles, din nou va trebui să sărim acea porțiune. Deci, încet, cu atenție, aceasta este partea cea mai dificilă a lucrării. Dar, așa cum spuneam, la un moment dat trebuie să învățăm să facem și aceste lucrări. Și încet, 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 încet eu voi coase. La fel și dumneavoastră. Voi trage un pic așa, în felul acesta, în modul în care se pot introduce acul.
și voi face de jur împrejur această cusătură, ca și cum aș înseiela, așa cum vă spuneam. După care, cea de-a doua cusătură vom coase în fiecare, vom intra în fiecare găurică. Ia uitați-vă, în felul acesta noi vom coase. Eu sper ca dumneavoastră să reușiți să vedeți și... Vom continua singure. Trebuie să reușesc să intru și aici, un pic mai greu. Așa, în felul acesta. Deci, continuăm singure să coasem. Așa cum vă spuneam, când vom ajunge din nou aici la jumătate, vom face câteva cusături în modul în care să reușim să trecem partea cealaltă. Și când vom ajunge pe partea opusă și acolo, vom începe să coasem, să înseilăm așa cum v-am arătat în prima parte. Eu aici termin firul, voi schimba și voi pune altul. Însă am ținut să vă arăt modul în care am făcut trecerea dintr-o parte în cealaltă. Deci aici nu vom coase de suportul nostru, ci vom înseila, să spunem, pentru a trece pe partea cealaltă. Eu am încheiat prima cusătură, cam așa se prezintă prima cusătură. Cea de-a doua va trebui să ocupe fiecare spațiu, dar sunt curioasă să vedem cum a ieșit. Deci îl vom aranja în felul acesta, frumos. Ia să vedem, ia uitați-vă. Uitați-vă cât este de frumos. Acum singure vom continua să coasem, așa cum am spus, vom intra în fiecare găurică și vom acoperi toate găurelele. Vom coase în același mod. Să știți că îmi place foarte mult, modelul este foarte bine. În momentul în care vom termina de cusut totul, bineînțeles, se aranjează chiar în alt mod. Și haideți să mergem mai departe, să ne întâlnim la partea finală cu lucrarea terminată. Deci, așa cum spuneam, voi intra și voi coase fiecare spațiu, fiecare. Nu trebuie să rămână niciun gol neocupat. Și vom coase singurele, ia să vedem, să întorc în modul în care să puteți vedea și dumneavoastră un pic. Să reușesc să intru aici, pentru că acum este un pic mai dificil. În sfârșit, voi reuși eu. Voi coase singurică. Vom coase singure. Eu am terminat de cusut, așa se prezintă. Cer scuze că nu am cusut în fața dumneavoastră, însă având camera în față, nu reușeam în niciun fel să găsesc punctele unde trebuia să intru cu acul. După cum vedeți, și astăzi am reușit să realizăm ceva. Eu sper că vă place. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă doriți și mi-ar face foarte mare plăcere să văd asemenea portofele lucrate de mâna dumneavoastră. Mă despart cu aceleași cuvinte de dumneavoastră, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!